Sì, credo che si vede bene. Salute, sono Roshi, vino manga e sì, un nuovo episodio. Știu că n-am mai postat după acel vlog din mall și... Mă scuzați pentru acest sunet, dar este aici o doză de Pepsi pe care am băut-o ca să fac live pe Facebook, mă rog. Și vreau să vă spun că o să am o surpriză pentru voi. Aici am... Nu să arăt. Aici am o grămadă de rechizite de școală și o să fac un video cu ce mi-am luat de școală. Vă arăt doar un caiet ca să vă dați seama, e de hacker, habar n-am, nu știu, e de matematică, așa, da, o să fac un video pentru că deocamdată nu mi-am luat toate rechizitele, adică n-am ghiozdan, n-am penar, n-am de-astea, n-am pixuri și na. Hai să trecem la episod. Deci după cum ați văzut și în titlu, astăzi filmăm top 5 cărțile mele de citit preferate. Să știți că deși nu prea citesc eu, am luat niște cărți, una, două, trei, patru, cinci, le-am luat pe cele mai bune care chiar mi-au plăcut și sper să vă placă și vouă dacă le-ați avut. Ok, deci prima e asta, le-am așezat în ordine pentru că... Prima e da. Se vede? În această carte e despre o... Ce zice și titlul, uitați aici să vedeți voi mai bine. Da, așa. Un motan a învățat să zboare o... a învățat să zboare. Doamne. A învățat o pescărușă să zboare și o apără. Deci, fete și trei prin niște aventuri. Este cam așa de groasă, nu-i foarte, dar na, nu citesc chiar așa romani. A doua e Tini Fiasco, ne întâlnim din nou, 3 de la Arthur, de la editura Arthur, cărți cu haz. Cartea asta e amuzantă, adică puteți vedea și pe spate. O las un pic să citiți. Mă rog, puneți pauză la video și citiți dacă vreți, deși nu cred. Mă rog. Și după cum spune și aici, carte cu haz. Dacă se vede. Cred că se vede. E carte cu haz. Și e foarte tare. A treia e jurnalul unui puști. Cărți cu haz. Un roman în bezne senate. Asta e, cred că, jurnalul unui puști. Chiar nu știu. Așa începe și așa se termină tot colbasul, mi se pare. Mă scuzați că lumina asta, dar la soarele asta se... o să vină nor peste el și să mai aia de lumină. Chiar nu văd. Cred că e unul. Cu părerea mea, cred că e unul. Și asta a fost și mai amuzantă. Pentru că citiți aici. Vă dau așa să citiți. Și cred că v-ați dat seama că e amuzantă. E cu prostii, dar e pentru clasa 4-a, 5-a, așa. Și chiar și a 3-a, de ce nu? Și e destul de mare cartea. Sincer să fiu, asta am citit-o în 2 zile. Pentru că mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut. Eu de obicei cărțile le citesc foarte greu. Are 217 de pagini. Uitați. Cam așa arată la final. A patra carte, bine, nu chiar a patra carte, adică a doua care îmi place, dar eu vi le spun așa în ordine. Este O vrăjitoare îngrozitoare. Am citit-o. Pe toată. Toată. Și asta am citit-o în 4 ore. Ceva gen, nu știu. Și cum am referit la asta, la cartea asta cu jurnalul unui puști, că am citit-o în 2 zile, mă refeream, adică în 2 zile, gen prima zi am citit 3 ore și a doua nu știu câte ore, știți? Asta conține primele două titluri din serie, apar n-am, tot de la Arthur, eu am numai de la Arthur, să știți, pentru că ei fac cărți așa frumoase, uitați aici. Două babe, de fapt o babă mai grasă și o
Bitipunk slăbănoagă. Asta mi-a plăcut cel mai mult, că era tot așa amuzantă. Și aici e descrierea, nu cred că o citiți voi. Așa, și vezi și aici o pisică. Mi-mi plac pisicile foarte mult, uite-te aici. Știu că am spus să strângem 12 like-uri, dar n-am atâția abonați, deci nu. Deci mi-a plăcut foarte mult cartea asta. Hai să trecem la cartea care îmi place foarte mult. Ok, deci pe primul loc este Clementina Eroina, sau cum e? Eroina Clementina, invers. Scrie și numărul 1 aici pe ea. Nu știu dacă scrie cărți cu haz, tot de la Arthur. Și aici are descriere. Am găsit-o. E funny green. Și totuși funny înseamnă. Da. Amuzant. Și cartea e cam așa. Deci, bine, nu e foaia e doar ceva de genul ăsta. Și vedeți pasta cheală aici. Și asta e Clementina, eroina răhățimea. Care stă pe un scaun albastru și e îmbrăcat în galben. Mă rog. Să mă duc așa este episod, dar am lucrat să apăsați butonul de like. N-a fost lung. Adică nu știu dacă a fost lung. Am filmat 6 minute 36. Și v-am spus, cred că o să așteptați măcar 2 săptămâni. Am făcut videoclipul ăsta ca să nu stau fără videoclipuri foarte mult. Zice-mi dacă m-am lăsat. Deci, am aici o grămadă de rechizite. Și mai am și o mapă. Uitați. Mapă de aia să spui foile. Aici. Așa. Și o să fac un videoclip de aia. Nu știu singur când o să-mi iau ghiozdane și astea. Cred că o să fac un vlog. Cred că o să fac. Nu știu, să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să fac un vlog. Și tu, Andrei, pentru că am văzut că îmi scrii în comentarii în continuu. Și tu să-mi scrii dacă vrei să fac un vlog când îmi iau ghiozdan. Partea a doua. Da, deci cam atât cu acest episod, dar v-am plăcut să apăsați butonul de like. O să vă las în descriere melodia pe care am pus-o acum în episod. Deci să fiți pe fază, uitați în descriere. Eu am fost Daun și ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Pa, pa!